Bun venit pe canal! Iată previziunile din data de 14 iunie 2023. Horoscopul zilei de 14 iunie 2023 spune că nativii zodiacului sunt sfătuiți să ia decizii înțelepte și să reflecteze asupra situațiilor pe care le întâmpină. Aceștia pot evita situațiile neplăcute, dar, în același timp, pot profita de oportunitățile de dezvoltare personală din această perioadă. Taurii au tendința să amâne, așa că riscă să fie trași la răspundere, în timp ce gemenii nu își mai încap în piele de fericire, după ce o persoană dragă i-a surprins cum nu s-ar fi așteptat vreodată. Leii pot dobândi noi cunoștințe. Aceștia pot explora noi domenii și perspective pentru creșterea lor intelectuală și profesională. Este un moment oportun pentru a începe sau a-și continua studiile. Peștii trebuie să-și stăpânească acțiunile impulsive atunci când merg la cumpărături. Ei vor fi nevoiți să învețe să-și gestioneze corect resursele și să-și prioritizeze cheltuielile. Berbec. Planurile tale pot fi date peste cap azi, așa că este bine să fii pregătit pentru orice împrejurare. Astrele arată că este foarte posibil să pleci într-o călătorie cu totul neașteptată, însă oamenii dragi te vor ajuta să te simți în largul tău. Vei avea parte de multe momente frumoase și este bine să lași în urmă grijile și să te lași purtat de val. Taur. În ultima perioadă ai fost destul de visător, iar acest lucru te-a făcut să amâni o mulțime de sarcini. Din acest motiv este posibil să fii tras la răspundere, așa că mustrările superiorilor te vor trezi la realitate. Astrele arată că ai nevoie să te concentrezi pe prezent, prin urmare ar fi bine să nu mai lași lucrurile pe ultima sută de metri de acum încolo. Gemeni. Azi este posibil ca o persoană de la care nu aveai mari așteptări să te surprindă. Ești o zodie foarte copilăroasă și sociabilă, însă apreciezi și o discuție serioasă atunci când este necesar. Astrele spun că apropierea de această persoană te va ajuta să-ți dai seama care este drumul tău, așa că nu ezita să comunici deschis și să ai încredere. Rac. Anul acesta a fost destul de dur cu tine, deoarece ai realizat că trebuie să te îndepărtezi de o persoană pe care o credeai prietenă. Chiar dacă ți se pare că aveați o mulțime de lucruri care vă leagă, uneori prieteniile au nevoie de un repaus. Te-ai gândit serios la o curățenie în cunoștințele tale, iar acum te simți mult mai bine că alții nu își mai varsă frustrările pe tine. Leu. Zilele acestea ești cu gândul la ordine și disciplină, iar acest lucru începe chiar din casa ta. O curățenie generală te va face să simți că o parte din negativism a plecat din viața ta, însă mai ai de lucru și în privința oamenilor cu care te înconjori. Adesea, aceștia spun mai multe lucruri despre tine decât ai crede, așa că este bine să ai aproape oameni care să te reprezinte corect. Fecioară. În ultimele zile a fost destul de dificil să te concentrezi pe nevoile și dorințele tale, astfel că simți că lista de priorități nu mai este la fel de avantajoasă. Gândește-te că tu trebuie să fii cea mai importantă persoană din viața ta, iar pentru a-ți plăcea cine ești, ai nevoie de anumite schimbări. Concentrează-te mai mult pe starea de bine și vei vedea că viața e mult mai frumoasă. Balanță. Azi îți vei concentra toată atenția asupra familiei, deoarece sunt persoane care au mare nevoie de tine și de grija ta. Chiar dacă ai putea fi tentat să ieși cu prietenii, dragostea față de familie te va ține acasă în această zi. În plan profesional, lucrurile merg bine și te vei asigura că termini treaba repede, pentru a petrece mai mult timp cu cei dragi. Scorpion. În ultima perioadă ai acordat o atenție deosebită sectorului financiar, deoarece simți că ai nevoie de mai mulți bani pentru a obține confortul la care visezi. Astrele spun că nu ar strica să iei în considerare o a doua sursă de venit, astfel că un al doilea loc de muncă sau o mică afacere îți pot rezolva problemele. Gândește-te bine care vor fi următorii tăi pași, deoarece este posibil să vrei să economisești. Săgetător. Chiar dacă ai o mulțime de lucruri de rezolvat la birou, gândul tău este în continuare la familie și la momentele frumoase pe care le veți petrece împreună vara aceasta. Aveai nevoie de o vacanță și ai decis să-i surprinzi cu câteva zile libere într-un loc drag.
este bine să fii recunoscător pentru toată armonia din viața ta, deoarece a fost nevoie de multă muncă pentru a ajunge aici. Capricorn. În cazul în care ai planificat o vacanță, vei petrece multe ore pentru a pune totul la punct, astfel încât să nu apară surprize neplăcute. Aveai nevoie de câteva zile petrecute alături de familie, precum și de o pauză de la tot stresul. În cazul în care nu aveai în plan o călătorie, vei petrece ziua pe drumuri pentru a rezolva diverse treburi. Nu trebuie să te îngrijorezi, deoarece azi nu vor fi probleme. Vărsător. Ești o persoană extrem de generoasă și îți place să le faci mici cadouri persoanelor dragi. Acest gest, împreună cu toată bunătatea de care dai dovadă, va atrage foarte mult pozitivism în jurul tău, astfel că vei fi răsplătit pentru ceea ce faci. În plan profesional, lucrurile vor merge foarte bine pentru tine, așa că nu ai motiv de stres săptămâna aceasta. Pești. Ziua de miercuri va fi extrem de agitată pentru tine, deoarece vei avea o mulțime de sarcini de dus la bun sfârșit. În ultima perioadă ai muncit din greu la un proiect cu care îți poți impresiona superiorii, așa că un ultim efort pe ultima sută de metri nu ți se mai pare o tragedie. Astrele arată că vei fi recompensat pe măsură, așa că nu ezita să-ți asumi riscuri.